În ediția din această seară, urmăriți un caz pe care anchetatorii l-au soluționat mergând pe urmele unor fapte trase parcă la Indigo. Descoperirile investigatorilor au pus pe jar întreg orașul Orăștie. Pentru că modul de operare al infractorului era deosebit de bine pus la punct, a fost o adevărată provocare pentru polițiști să îl identifice și să-i probeze vinovăția. Urmăriți o investigație în care polițiștii din două județe au colaborat pentru a trimite după gratii un individ extrem de periculos. Orăștie este un orășel liniștit din județul Hunedoara. În anul 2008, oamenii de aici au fost puternic marcați la aflarea veștii că o femeie trecută de 60 de ani a fost găsită zăcând, fără suflare, în bucătăria propriei locuințe. Firul întâmplărilor i-a șocat până și pe polițiștii care au instrumentat acest dosar. Fapta a fost descoperită după 3 zile de la comiterea acesteia. N-a fost descoperită imediat. Victima locuia singură, a fost găsită de vecini. La fața locului s-a deplasat o primă echipă care, împreună cu pompierii, au reușit să pătrundă în locuință. Au găsit victima întinsă pe un colțar în bucătărie. Nu s-a pus problema din start că ar fi vorba de un omor. Modul în care a fost găsită victima, ușile de la intrare au fost găsite închise, încuiate. În locuință, cazul era în stare de funcționare, însă fără flacără, iar pereții erau calzi. Colegii au bănuit că e posibil să fie un deces survenit în urma unei cauze patologice. Dar la examinarea cadavrului s-au identificat urme de pergamentare pe zona feței, care ne-au dat de bănuit. Iar într-un final am identificat un sutien care avea modelul similar cu urmele de pe fața victimei. La necropsie a rezultat decesul, a survenit urmarea unei asfixii mecanice. Nici de cum asfixie, exact, cu gaz. Exact. Din acel moment lucrurile au început să se precipite, adică am demarat o cercetare la fața locului care a durat foarte mult. Cine era această femeie? Era o femeie în vârstă care locuia singură în locuința de față. La momentul acela, în zonă, în anul 2008, nu mai erau locuințe prea multe locuite, erau în construcție. Dar oricum de la locuința ei încolo nu mai există o altă casă. Nu, nu. Mi-a locuit la parter, însă toată locuința aia aparținea. Avea bucătăria două ofice. Bucătăria este la parter. Intrarea în casă
se făcea prin spatele casei, exact în bucătăria de care vorbesc, unde a și fost găsită victima. Iar locuința a fost găsită încuiată. Urmele din curte s-au șters datorită faptului că, între timp, după ce s-a comis fapta, a nins. În locuință însă am identificat multe urme care ne-au fost de folos ulterior în anchetă. Mă refer la urmele lăsate de autor când a răsturnat un ghiveș cu flori, ghiveș care s-a și spart. Pe scările care făceau accesul la etajul superior au fost găsite fragmente de vegetație, mai exact scaieți. Scaieți pe care i-am identificat și în spatele locuinței, în vegetație. Urmarea efectuării expertize criminalistice asupra butucului, de la intrarea în locuință, s-a stabilit că e vorba de pătrundere cu chei potrivite. Mai aveți astfel de fapte în zona aceasta? Da. Reclamate? Reclamate, unele din ele chiar probate. Tot ce s-a putut identifica la fața locului ne-a dus la ideea că autorul a pătruns în locuință, fără ca victima să realizeze, cel mai probabil cu chei potrivite, a început să cotrobăiască prin locuință și, la un moment dat, la nivelul superior, a dărâmat un ghiveș cu flori, ceea ce, cu siguranță, a produs zgomot. Victima s-a trezit, l-a auzit și a ucis-o prin asfixie. Ați stabilit ce anume a furat autorul? Inițial am stabilit că a sustras foarte multe bunuri, nu le-am putut identifica pe toate în faza inițială, la cercetare la fața locului, pentru că nici aparținătorii nu cunoșteau toate bunurile pe care aceasta le deținea. Revenind la Ciulini și stabilind că pe zona câmpului din apropierea casei existau acest tip de ciulini, am extins cercetările pe tot arealul din apropiere, pe dealuri, pe zona stânilor, zona cabanelor, zona locuințelor care erau în curs de construcție sau erau dezafectate. Tot arealul ăsta a fost căutat, scotocit la sânge și în contextul ăsta am extins din ce în ce mai mare cercul, iar la un moment dat, diagonal pe această direcție, a fost găsită o baracă în spatele unei locuințe, la distanță mare, într-o grădină de fânați. Ce distanță este de aici până la locuința victimei? Câteva sute de metri, se putea ajunge și atunci și acum, prin grădini, pe dealuri, în spatele locuinței victimei. La vremea respectivă erau mai puține case, acum s-au mai construit. În cabana respectivă am identificat bunuri ce s-a stabilit ulterior că aparțineau unei familii, la care autorul nostru a ajuns să se împrietenească cu copilul. Și în felul acesta a pătruns și în casă. Noi am identificat în cabana respectivă o pereche de încălțăminte sport, marca Vier, și un inel de argint care aparținea mamei copilului. Când am fost chemați la unitatea de poliție, acolo am descoperit că erau și bunurile dintre noastre. Vi le-ați recunoscut de cele găsite acolo? Da, le-am recunoscut. Un inel și o brățară de picior. Brățară de picior? Care nu a fost de aur, care nu a putut o valorifica. Ele au fost găsite într-o baracă aproape, vreau să spun că la câteva străzi. Din ce am discutat cu băiatul, ei s-au împrietenit la râu, la baie. Deci, mergând pe marginea râului la baie, acolo s-au împrietenit. De asta vreau mai mult, de asta mă uit așa pe lanțul care porți la gât. Eu nu socializez. Hei, salut! Bună apa asta! Da. Este caldă. Destul de caldă, da. Dar ce asculti acolo? Super tare piesă. Mulțumesc. Poți să stau și eu lângă tine? Da, te rog.
Ah, te-am întrebat, fumezi? Da. Poftim, mulțumesc. Ce tare e tabachera. Îți place? Foarte mult. Ia ta. Pe bune. Mulțumesc. Plăcere. Tu ești de pe aici că nu te-am mai văzut. Ah, nu, nu. Nu sunt din zonă. Vin din când în când, am niște afaceri prin zonă. Azi trebuia, de exemplu, să mă întâlnesc cu un tovarăș, dar mi-a dat țeapă. Dar tu? Ce faci? Singur aici, n-ai și tu prieteni, n-ai și tu o fată? Sunt toți plecați în vacanță. Păi și tu? De ce nu te-ai dus cu ei? Mama nu poate să-și ia concediu și, na, e vară, lucrează și ea tură dublă de cele mai multe ori. Sunt toți plecați și, na, se plătește mai bine. Păi și taică tu? Tata, la fel, vine seara târziu, noaptea de cele mai multe ori. Dar tu ce te ocupi? Ce faci pe aici? Ce afaceri ai? Băi, tot felul. Uite, vând și cumpăr tot felul de chestii. Dacă ai nevoie de ceva, vreodată, eu sunt omul la care să apelezi. Tare. Da, și încă ceva. Dacă vrei nevoie, ai nevoie de bani vreodată, poți să te bag într-o combinație lejer. Sună foarte bine. Dar nu cred că m-ar lăsa tata. Auzi? Ce m-am gândit? Hai să facem schimb de numere de telefon. Cine știe? Poate ne mai vedem pe aici, la o bere. Ascultăm niște muzică. Băi, am niște CD-uri blană. Sună foarte bine. Dacă sunt ai mei plecați, putem să venim chiar la mine. Băi, super tare. Uite, așa facem. Așa rămâne, frate. Ha. Salut! Salut! Pa. Am stabilit că autorul nostru cunoștea familia, îl cunoștea pe fiul familiei respective și chiar i-a vizitat. Dar la ei în casă cum a intrat? Prin prietenire cu băiatul. El în Orăștie unde stătea, unde locuia? Inițial a locuit împreună cu tatăl Vitreg, ulterior s-a stabilit într-o, așa zisă, cabană din apropierea locuinței victimei, unde o supraveghea, gândindu-se care ar fi momentul prielnic pentru acția. Alo, ce faci, frate? Da, nu cred că mai ajung în seara asta. Da, s-a făcut târziu și mai am și ceva treabă, da, poate mâine, adică sigur mâine. Da. Hai că ți-am luat ceva mișto. Bine. Păi așa facem. Hai, noapte bună. Noapte bună. Autorul nostru avea o vârstă 20 ceva de ani și modul de operare era acesta, împrietenirea cu victimele ulterioare. Această împrietenire presupunea și sustragerea cheilor locuinței respective. Se împrieteneau, absolut, și ulterior, în momentele în care victimele nu erau atente, îi strângea chei și în ulterior putea să pătrundă în locuințe. El stătea cu mama lui, ei erau de undeva din zona Satu Mare. Nu cunosc împrejurările în care tatăl Vitreg a cunoscut-o pe mama lui, dar Norăștie stătea de mult timp cu... Deci de mic? De mic, da. Și încă de mic a intrat în atenția poliției. Exact. Încă de mic el s-a dedat la furturi. Numai furturi, deocamdată, pe vremea aia. Tatăl lui avea probleme cu poliția? Din câte știu, nu. Avea chiar un atelaj, avea cai. Era relativ corect, da, să zicem. A terminat? Da, gata. Asta l-ai pus acolo. Cum am vorbit? Bine. Bun. Ia, ce ți-am promis? Păi și ăștia nu i-ai dus acolo unde ți-am zis să-i duci în partea alaltă? Păi, dar n-am reținut, n-a fost vorba așa. Așa a fost vorba, că iei ăștia de aici și mi-i duci acolo în partea alaltă. Dar lasă că vii mâine, că acum pierd rata de 7. Vii mâine și faci și ăștia, da? Da, și frate, rezolv. Hai. Este o metodă care se folosește frecvent, motiv pentru care recomand tuturor ca și cheile locuinței să fie pe mâini sigure și să fie ținute în locuri sigure, nu în locuri unde toată lumea are acces. Din păcate, în majoritatea locuințelor din România, cheile sunt undeva lângă ușa de ieșire, puse într-un cuier
Și dacă vrea cineva venit întâmplător în casa noastră, poate să se servească, iar noi nu realizăm acest lucru. Asta în cazul cheilor de rezervă? Absolut, în cazul cheilor de rezervă, care de regulă există în casă și al altor chei care pot facilita intrarea în locuință, cheia din spate, cheia de la terasă sau mai știu eu ce altă cheie. Care ar fi prima măsură pe care trebuie să ia un om în condițiile în care constată că i-a dispărut un rând de chei? Prima măsură este să schimbe butucul și să anunțe pe toți cei care dețin cheie că s-a întâmplat această schimbare. Pentru că altfel, într-un interval foarte scurt de timp, s-ar putea să primească o vizită, să nu fie acasă și să trezească că a fost mutat din locuință fără să-i se ceară aprobare. Ajung la voi. A zis Traian că vine și stau aici. Hai că a venit. Te pup, vorbim mâine, da? Ce face fata mea frumoasă? Uite bine. Ce acolo? Ia uite ce ți-am adus. Mi-a adus ceva? Ia uite ce am pentru tine. Există diverse tipologii de infractori. Unii care merg și fură doar bani și bijuterii. Și aceștia sunt, să spunem, cei mai profesioniști. Sunt însă infractori flămânzi care pun mâna pe toate obiectele care li se par de valoare și le încarcă în tot ce apucă. Ce avem aici? Iar muzică? Uită-te și tu după ce fac lumea, nu prostii. Mai este a treia categorie care obișnuiesc să ia obiecte fără valoare, dar care par atractive. Cum ar fi fost o brichetă, cum ar fi fost o cutie, cum ar fi fost de multe ori un parfum din casa victimelor, pentru că pur și simplu acele obiecte le plac și le iau. E melodia aia care îți place ție. Nu mai fac atât talentul. Hai, știi că la tine mă gândesc când iau. El aici, la Orăștie, locuia împreună cu tatăl Vitreg. Tatăl natural era undeva în Maramureș. Despărțirea părinților și-a pus amprenta asupra comportamentului, psihicului copilului care a trăit această traumă? Din experiențele pe care le-am avut, am constatat două tendințe foarte importante. Lipsa părintelui, a tatălui, dintr-o familie, generează de cele mai multe ori o lipsă a respectului față de autoritate și de o parte din acești copii care cresc fără tată, au tendințe de a încălca cu mai multă ușurință legea, de a intra în zona infracțională cu mai multă ușurință. Surprinzător sau nu, tatăl acest are rolul de a impune autoritatea. Dar mai grav decât lipsa tatălui, am constatat că este lipsa mamei în primii ani. Lipsa mamei în primii ani blochează formarea mecanismelor de atașament. Și acest blocaj al mecanismelor de atașament îl va face mai târziu pe adolescent, pe tânăr, pe adult, să nu se lege de nimic, să nu îi pese de nimic. Și această lipsă de empatie îl va putea îndrepta către săvârșirea unor acte cu violență, fără niciun fel de rezistență din partea lui, fără nicio autotendință de a se opri. Deci vorbim despre efecte grave ale lipsei părinților. Discutam cu un om care l-a rugat să-i aducă gunoi de grajd pentru grădină. Crezi că asta era una dintre variantele prin care el se apropia de locuințele respective? Orice variantă care i-ar fi permis accesul în locuință era o variantă bună. Cel mai probabil, da. Vreau, te rog, să mă miște, da. Oh, să rămână. Pentru că după ce muncești în curtea omului, te îndeamnă să vii în casă, dă o cafea, un pahar cu apă, un pahar cu suc,
și băutură, că în zona rurală se întâmplă și asta, și cu această ocazie te uiți în stânga, te uiți în dreapta, unde sunt cheile? Pentru că am intrat să nu plec cu mâna goală, să plec cu un rând de chei și să constat cu ochii mei dacă persoana din locuință are obiecte bune de sustras. Autorul nostru avea o dragoste de chei și oriunde mergea avea un obicei serios de a-și procura un rând de chei, știind că într-o zi este posibil să se întoarcă. Ce cauți? Ce cauți? Toaleta. Nu, toaleta este să te conduc eu. Mulțumesc, mulțumesc. Aici. A fost unul complex, în sensul că la vremea respectivă, am spus, nu erau prea multe case locuite aici, erau în construcție și erau foarte multe echipe de muncitori. Toți au fost identificați și incluși în cerc de bănuiți. Am mers și pe ideea că a fost cineva care a ajutat, dar n-am putut să stabilim persoane care să fi fost angajate cu ziua. Nu s-a aflat dacă l-a folosit vreodată să ajute la ceva, la treburi gospodărești? Nu s-a aflat, dar bănuim că așa s-a întâmplat. Și astfel a intrat. Asta era altă modalitate de a intra în legătură cu victima, nu am găsit. Ne-am axat și pe alte criterii să constituim acest cerc, în speță pe moduri de operare similare. La omor. La data efectuării cercetării la fața locului, ușile erau găsite închise, ceea ce duce la concluzia că el a sustras înainte de comiterea faptului cheile din interior. Sărămâna! Sărămâna, nu vreau să vă ajut! Dar cine ești tu, că nu te cunosc? Păi am lucrat pe aici, la toți vecinii am lucrat, puteți să întrebați de mine. Sunt muncitor. Cred că are o problemă legată de chei și dacă are legat de chei, are și de modalitatea de încuiere, de descuiere și de încuiere a ușilor. Motiv pentru care, odată ce are cheia să deschidă, cred că vrea să încheie procesul infracțional cu închiderea ușilor și cu încuierea lor. Cumva să închidă etapa infracțională. Bun, hai, vino că ți-arăt ce ai da? De făcut și da, hai, vino imediat, să rămână. Plecând de la premisa că autorul a pătruns cu chei potrivite, unul din colegii noștri de la Orăștie foarte bine documentat în ceea ce privește autorii cu modul de operare identic, a inclus în cercul de suspecți, inclusiv pe autorul nostru. Inițial, la începutul anchetei, a fost foarte greu, nu am avut niciun suspect, urme slăbute și am avut o speță asemănătoare cu cea a omorului, în care cel pe care îl bănuiam eu a fost invitat de persoana respectivă, de doamna, să-i aducă îngrășământ pentru grădina imobilului. Sărmână, spune și mie unde este WC-ul, vă rog. Da, mamă, da. Vezi cum intri prin sufragerie, ieși da? Prezi în față, o ușă cu geam și acolo este baia. Vezi, mă duc să-ți arăt că m-am apucat să colegi. Așa să mă despreci singur, să-ți faci treaba. După chestia asta și după ce a împrăștiat îngrășământul, doamna l-a abordat cu privire la preț. Cât să-ți dau, cum să-ți dau, până la urmă i-a dat de mâncare și nu mai știu exact suma care i-a fost încredințată după muncă. La o perioadă de 2 săptămâni, omul pe fondul alcoolului și-a dat seama că prea puțin a primit. Și s-a dus la domiciliul acestei doamne, a sărit gardul. De obicei, ușile de acces în casă, la casă, nu prea se închid.
El a intrat în interior. Probabil că cunoștea interiorul casei și s-a dus într-o cameră de unde a luat un diplomat în care erau mai multe tacâmuri, o casetă audio de casetofon și alte bunuri. Am întâlnit infractori structurii achizitive care fură luând un obiect, înțelegând că are o valoare în ansamblu, dar nu are nicio valoare pentru el. Acești indivizi iau bunurile pentru o eventuală ulterioară valorificare. Și chiar dacă ei nu au nevoie, sper pe principiu o fi bun la ceva sau poate reușesc să-l vând. Motiv pentru care le iau, le depozitează și cu mare bucurie le privesc aproape în fiecare zi, pentru că ele sunt, într-un fel sau altul, rodul muncilor. Sunt trofee. Absolut. Au nevoie de aceste obiecte să își întărească identitatea infracțională. El era cunoscut cu activități infracționale încă de mic. A furat. Pe unde a apucat? Era o structură achizitivă, pentru că ei nu se pot abține. Ei uneori ies în fiecare seară să fure ceva, pentru că devine obișnuință, devine o nevoie internă și fură din nevoia de a nu intra din nou în casă cu mâna goală. Doamna, în cauză, a auzit gălăgie prin casă și a ieșit cu un băț. Ce faci, mă nemorocit? El s-a speriat, a abandonat diamantanul, pentru că era destul de greu. Doamna l-a văzut, a sărit gardul și a plecat. Ulterior, el a fost cercetat pentru fapta aceea. Ce căutai în casa femeii la ora? Păi am lucrat la dânsă. Și mi-am uitat ceva. Și cum ai intrat în casă? Cum am intrat în casă? Ea mi-a dat drumul. Femeia spune că s-a trezit pur și simplu cu tine în casă. Nu e adevărat, șefule. Păi cum? Păi eu am intrat în casă, m-a lăsat să-mi intru în casă să-mi iau haina și asta a fost tot, ea mi-a dat drumul. Și atunci de ce ar fi sunat ea la poliție? Păi cum de ce a sunat la poliție? Că se simțea vinovată. Ea a vrut să-mi dea 50 de lei pe toată ziua și e corect 50 de lei pe toată ziua. Eu am cerut ce mi se cuvine. Am zis că m-am enervat, am zis că nu mai plec. Ea atunci s-a enervat și ea, a început să țipe, a luat bățul, a început să dea în mine. Ce să mai? Ar trebui să o reclam eu pe ea la poliție, nu ea pe mine. Doamna, recunoscându-l, noi când am fost de am prezentat albumul foto, l-a recunoscut din prima și așa am reușit să-i documentăm, pe lângă faptul că acasă la el am găsit și caseta de muzică. Era o persoană în vârstă, locuia singură, femeie liniștită, nu... Casa era așa o casă de oameni era, înstăriți? Da, era de oameni foarte înstăriți, era o casă impunătoare cu două nivele. Deținea valori mari în casă? Valori mari nu, însă bunuri multe. Nu avem clar modul în care a pătruns, cum a obținut cheile, dar cel mai probabil, fiind în zonă, s-a dus chiar să solicite să fie de ajutor femeii respective la lucru în gospodărie, fiind singură aceasta, și în acest mod, cel mai probabil, a intrat în posesia cheilor. Prezența sa în Orăștie era justificată prin faptul că tatăl său locuia, tatăl său Vitreg locuia în Orăștie, pe rada aceea. El locuia la tatăl Vitreg, cel care avea atelajul. Da. În baraca respectivă, unde își făcuse culcuș, de ce stătea acolo? Foarte probabil pentru a fi mai aproape de locul unde urma să comită fapta. Vecinii respectiv l-au văzut de locuința acolo? Victimei. Vecinii l-au văzut acolo? Din câte știu, nu. Pentru că dacă l-ar fi văzut, ne-ar fi spus de la început persoanele de la locuința respectivă. Iar baraca era undeva în spate de locuinței, mult în spate, la capătul grădinii și nefolosită în perioada aceea.
el de când era mic. Eu am avut mai multe dosare penale cu el de furt, din mai multe, și din grădinițe, și din locuințe. Și niciodată nu își recunoștea fata, cu toate că probele erau indubitabile. Autorul și-a permis să comită mai multe furturi și chiar și o crimă, având convingerea că el nu va fi prins niciodată. Calculul lui era foarte simplu. În zonă se construia foarte mult și, în mod firesc, primii suspectați care ar fi comis faptele respective erau muncitorii veniți aici din toată țara. Bună, mamă, ce faci? Te-ai trezit? Acum, da. Iar stai pe telefon? Mănânc și eu ceva și pe aia vreau să ies până afară. Și în timpul școlii tot așa faci. Stai pe telefon. Mamă, că e vacanță. Vezi că mă duc la bunica și de acolo mă duc la muncă. Am tură dublă și îți las niște bani. Ai grijă pe unde umbli, cu cine. Să nu-i cheltuiești aiurea. Da, mamă. Auzi? Da, mamă, mă descurc. Nu te îngrijora. Îl ții din frigider. Da. Ți-am pregătit doar să-ți încălzești, da? Că mă duc întârzi la bunica. Pa. Pa. Bănuiesc că e un copil liniștit, un om care nu face probleme. N-am avut probleme niciodată cu el. V-a spus cam câți ani avea individul ăsta? Nu. Nu. Deci noi nici l-am știut, de fapt. Că noi întotdeauna i-am spus să nu aducă pe nimeni acasă, mai ales să nu vie în prezența noastră. Salut! Salut, salut! Ce faci, frate? Păi m-am încălțat și voiam să ies până afară. De ce? Aha. Păi uite, băi, eram în localitate și m-am gândit să trec pe la tine. Poate ne vedem. Păi, ai mei sunt plecați, pot oricând. Da? Mamă, super! Super! Păi, nu mai bine ne vedem atunci la tine? Ba da! Da, hai că aduc și niște bere. Bine, hai, ne auzim. Salut, salut! Cred că fiecare infractor își construiește propriul mod de operare până la urmă. Există diverse tipologii, diverse metode și până la urmă cred că asta și trădează modul de operare al fiecăruia. Dar în același timp îl rutinează și ajunge să comită greșeli. Crede că îi va merge la nesfârșit. Știți vorba aceea, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Așa că este evident că, într-un final, propriul tău mod de operare, propria ta gândire, propriile tale acțiuni te trădează în timp și, până la urmă, ajungi să fii descoperit. Salut! Pe unde ești? Hei, salut! Uite, uite, mai am puțin și cam în câteva minute ajung la tine. Bine, hai, te aștept! Pa, pa! Pa! A venit acasă, la fiul meu, cu o sticlă de bere într-o seară, când noi am fost la servici. Hai, noroc! Noroc! Nu mai pot, că după aia mă prind ai mei că am băut și iese nasol. Tata simte imediat. Păi ce am făcut, mă? Băi, băi, tu vrei să fii și tu, să te placă fetele? Nu? Nu vrei să fii și tu, băiat rău, că știi că pe aia cum nu-i plac? Hai, băi, bea! Bea, hai! Asta pe taică. Bravo, bă, băiatule, bravo! Hai să mai învăț una. Hai, bea atent aici. În 3, 2, 1 și... Hai! Mă rog. Da, copil fiind la 16 ani, sau, mă rog, 15-16 ani, beut o bere cu el și... Băi, l-au luat somnul. L-au luat somnul, da, el s-a culcat și... Dar ce v-a spus băiatul după ce au băut berea? El a plecat? El a plecat, băiatul da. Ăsta? Da. Hai, gata, că plec și eu. S-a făcut târziu. Hai, că e 11 noapte.
Poate vin și ai tăi acasă. Da, nu mă, mai stai. Nu mai stau, mă, nu, că am și o treabă mâine. Și ne vedem. Bine. Iau s-o stras cheile, după care a intrat în casă noaptea. Ați constatat lipsa unui rând de chei de la casă? Da, un rând de chei, da. Deci aveam două rânduri de chei, una era în hol pe dulăpior. Băiatul închis după ce a plecat el cu cheile lui și celelalte chei au lipsit. Băiatul dumneavoastră a fost marcat de ceea ce a pățit? Foarte marcat. Pot să spun că și acum are... Adică când își aduce aminte, se vede pe el că se schimbă la față. Da. Pur și simplu a intrat peste el în locuință atunci când dormea? Când dormea, da. Da, și a rămas oarecum că zice, putea să întâmple și altceva. Deci tot timpul e cu gândul ăsta. Mai este un element de care trebuie să ținem seama. Au băut bere tot timpul. Acel tânăr, probabil, că a băut mai multă bere decât ar fi putut să ducă. Și cel mai probabil, autorul a realizat acest lucru și când s-a întors, l-a văzut că era pur și simplu de nemișcat, era într-un somn profund, determinat de o îngurgitare a unei cantități de bere mai mari și cei care sunt băutori de bere știu lucrul acesta. Și atunci nu și-a pus problema, sau nu cred că și-a pus problema să-i facă vreun rău copilului, el nereprezentând un pericol autentic pentru autorul nostru. Dumneavoastră ați venit dimineața, sau când v-ați întors de la da, lucru, dimineața am venit. Dimineața, ați constatat că e răvășit, l-ați întrebat ce s-a întâmplat? Da, l-am întrebat, nu știa să ne spună. Am căutat prin casă, am văzut lipsa cheilor, l-am întrebat că cine au fost la el și au zis, atunci ne-a spus că o cunoștință, un prieten de la baie, în care s-a întâlnit de mai multe ori la baie, nu a fost prima dată. Ați depus atunci reclamație la poliție? Am depus reclamație la poliție, da. Băiatul, când și-a dat seama că, de fapt, el l-a ajutat indirect, pe hoț să pătrundă în locuință, cum a reacționat? Era foarte speriat și tremura. Tremura, deci era tot timpul era agitat și nu revenea. Individul și-a ales potențiala victimă și a pândit-o câteva zile pentru a înțelege programul. Credea probabil că, intrând în posesia cheilor de la locuința femeii, va putea pătrunde liniștit în casa acesteia pentru a-și duce planul la sfârșit. Cu siguranță și el a fost surprins de întorsătura pe care au luat-o lucrurile. Locuința a fost găsită încuiată. Cheile au fost găsite în interior, dar numai un rând de chei. Unul era dispărut. A trecut, a făcut rost de chei și apoi s-a întors și, surprinzător, a închis ușa la loc. E, uite ce ți-am adus! Ia, să puști o rețetă super! Da, cred că la Maria rețeta trebuie să fie super. Hai să vezi! A încuiat ușa la loc. Un lucru pe care am văzut că nu îl prea fac autoritar. Se întâmplă acest eveniment atunci când doresc cumva ca victima să fie cât mai târziu descoperită sau victima să descopere cât mai târziu că a fost furată, pentru că este
mult mai ușor să intri într-o casă în care vezi că ușa e spartă și să-ți dai seama că ai fost furat? Sau să deschizi ușa, urci până în dormitor și îți dai seama peste două zile că îți lipsește ceasul, bijuteriile sau peste o săptămână? Nu găsesc cheia, nu știu, toate cheile, nu știu, chiar nu știu unde le-am pus. Nu se poate, mai mamă, și ce faci? Stai cu ușa despiată și noaptea? Știu că sunt muncitor pe aici, dar chiar nu știu ce să zic. Le-am tot căutat, dar nu știu, să mă duc să caut în dulap, prin genți, prin buzunare. Mai bine să o căutăm împreună? Aici o țineai, cred. Da. Și sunt o parte dintre autorii noștri care își iau aceste măsuri, încuie ușa, încearcă să lase cât mai puțină dezordine, în ideea de a fi descoperiți cât mai târziu. Cum a pătruns în locuința respectivă? În același mod. Cu chei potrivite. Prevenire și furat cheile. Cred că în zonele rurale ar trebui să existe o modalitate cumva tacită de anunțare a vecinilor, un fel de buton de panică, o fel de lumină care să se aprindă în fața casei, ceva pe care să poată să o acționeze victima aproape în orice moment. Bună, mami! Bine, te-am așteptat. Am avut treabă, dar ce comunică. Bine. Mâine aștept un băiat să-mi lucreze în grădină. Am mai avut pe unul care nu mi-a plăcut ce treabă a făcut. Hai, eu m-am ocupat tot ăștia. Ești bine? Și sunt ăștia care lucrează cu ziua. Nu știu. N-am de unde să știu e adevărat, dar o să văd. Da, ai dreptate. Apropo de încuiat, am rătăcit cheia. Nu o găsesc, cred că am pe undeva printr-un buzunar. Dar când vii, te rog să mai îmi faci o dublură de cheie. Ai mai făcut una, dar să am încă o cheie. Ce faci? Nu mai auzi? Am auzit un zgomot. Te aud. Ai grijă. Ne vedem mâine, atunci. Noapte bună. Noapte bună, te aștept. La revedere. Nu putem ști cu siguranță ce s-a întâmplat acolo. Dar, cel mai probabil, într-un fel sau în altul, autorului i-a fost frică, cumva, că a fost descoperit. Că există un element pe care victima, dacă ar fi lăsat-o în viață, ar fi putut să îl ofere către anchetatori și, în felul acesta, ar fi fost identificat. Și n-ar fi fost identificată doar o faptă, ci mult mai mult. Neața. Iar pleci? Da, am puțină treabă până la oră știu. Mă duc să văd, poate găsesc ceva de lucru. Uite ce am pentru tine. Ne-ai văzut? Dacă ești cu minte, hai. Unde stai? Nu-ți face griji, am niște prieteni. O să mă descurc. Hai, să fii cu minte. Să mă suni. Da, poate mai găsești ceva frumos.
Da, mamă, da. Bun. Ce faci, mamă? Bine, uite, am făcut o baie, dar ne-a căzut curentul și stau cu lumânările aprinse. Păi și ai dat și tu un telefon să anunți? E, au zis ăștia că mai puțin de 2 ore nu se poate. Asta e, așteptăm. Bine că măcar am putut să fac și eu o baie, că am prins apa caldă. Ai grijă ce faci, vezi să nu lași lumânarea aprinsă să dai foc pe acolo. Hai că mi-e frig, trebuie să mă bag în pat, că m-am răcorit, da? Vorbim mâine. Bine, 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 hai. Pa, 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 pa. Te pup, pa, pa. Autorul a pătruns prin folosirea unor chei potrivite. A doborât un ghiveci de flori. Victima s-a trezit. Neșansa acestei femei a fost faptul că individul care intrase în casă și urcase la etaj a atins un ghiveci. Zgomotul a trezit-o pe femeie. Autorul a luat hotărârea să o suprime. De ce, în opinia mea? Pentru că el ar fi intrat în posesia celor chei care a intrat în locuință prin oferirea ajutorului lui la treburile gospodărești. Deci evident, femeia îl cunoștea. Evident, exista un element care ar fi dus la identificarea lui. Și cel mai probabil, femeia ori și-a dat seama, l-a văzut în urma zgomotului acela, s-a întâmplat ceva, eveniment în urma căruia și-a dat seama că este deconspirat și trebuia să ia o măsură. S-au identificat urme de pergamentare, iar într-un final am identificat un sutien care avea modelul similar cu urmele de pe fața victimei. Pe corpul victimei existau leziuni vizibile la nivelul feței și la nivelul toracelui. Au fost sustrase de acesta foarte multe bunuri, a plecat cu vreo 3 bagaje mari, voluminoase, de la locuință, însemnând o geantă de acordeon în care a grămădit foarte multe bunuri ciudate, inclusiv lenjerie de pat, inclusiv globuri și instalații electrice pentru pomul de Crăciun. Brichete, elemente ciudate, haine, încălțăminte, aparatură electrică, electronică, asta am identificat prin prima fază, pentru că se vedeau urmele de pe mobilier. Era o combină? Era o combină, da, cu boxe destul de mari. După ce a comis omorul, Pendelete a început să adune lucruri. Numai că lucrurile furate șochează, o garnitură de pat incompletă, ornamente de brad. Nu și-au rostul. Pentru ce să furi așa ceva din locuință? Și-au foarte bine rostul, eu cred. Urmau sărbătorile, a luat ornamentele de brad, a luat elementele de muzică. Cel mai probabil se gândea să petreacă mai bine sărbătorile. Ușile de la intrare au fost găsite închise, încuiate. În locuință, cazul era în stare de funcționare, însă fără flacără. Persoana respectivă a părăsit municipiul Orăștie la scurt timp după comiterea faptei. După comiterea faptei, autorul a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Împreună cu iubita lui, au luat trenul de aici și au plecat tocmai la satul mare, acolo unde locuia tatăl biologic al bărbatului. Spera astfel ca brațul lung al justiției să nu-l atingă niciodată. Numai că așteptările i-au fost rapid înșelate, chiar de către polițiștii care anchetau oribila faptă comisă de el aici, în Orăștie. Ce
Am ajuns la el mai întâi la percheziții. Perchezițiile au fost efectuate atât la el, cât și la concubina lui de la acea vreme. În acest context am făcut două echipe care s-au deplasat în cele două zone, în Maramureș și în județul Satu Mare. Iar la perchezițiile pe care le-am efectuat, au fost identificate absolut toate bunurile care au fost sustrase. Unde te aflai în seara zilei de 23 noiembrie? 23. Cred că eram în orăștie, cred, dar nu mi-am amintesc sigur. Cum a reacționat el când v-a văzut? În permanență a susținut că nu are nicio implicare în comiterea faptelor, cu toate că probele erau indubitabile. Acum eu cunosc multe doamne. Nu știu la care vă referiți. Gândește-te mai bine. Vecinii spun că ai lucrat în zona. Acum, ce să zic, dacă zic vecinii, așa o fi. De ce mă mai întrebați pe mine? Toate bunurile sustrase din locuința victimei se aflau asupra sa și la locuința concubinei, inclusiv lenjeria persoanei vătămate, instalațiile de pom și globurile pentru pomul de Crăciun. A fost descoperită inclusiv mănușa, una din mănușile cu care a acționat. Mănușa era arsă, iar din declarația concubinei am stabilit că acesta obișnuia să-și țină mănușile la uscat deasupra sobei. Acea mănușă s-a dovedit a fi una dintre cele două folosite de el atunci când a comis fapta. Ce denotă asta? Încredere în el, că dacă a folosit mănuși, nu are nevoie să le arunce și poate să le păstreze, că nu va fi prins? Sau structurile achizitive nu aruncă nimic, Dan. Refolosesc. Între timp venise iarna, avea nevoie de mănuși, s-a udat, le-a pus pe sobă, crezând sau bănuind că n-o să-l mai întrebe nimeni de urmele, de fibrele găsite în locuința femeii decedate. Acasă la tine s-au găsit bunuri ce au aparținut victimei. Nu e adevărat, domnule. Oamenii mai îmi dau din când în când lucruri în schimbul muncii mele, când n-au suficient bani. Asta trebuie să fi fost, nu e nimic. Cu ocazia viitorii percheziției domiciliare, la Ron au fost identificat inclusiv un aparat foto pe care nu puteam să găsim corespondent în locuința victimei. Ei, aparatul acesta avea un card de memorie, iar pe card erau salvate fotografii cu persoană de sex masculin necunoscută pentru noi la momentul acela. Din verificări, s-a stabilit că persoana din fotografie este fiul unei femei în vârstă care decedase cu puțin timp anterior, în locuință, găsită singură de asemenea. Din aproape în aproape s-a stabilit faptul că autorul nostru mai comisese un omor în județul Maramureș. El a furat acel aparat de acolo, din locuința femeii pe care a omorât-o. N-a avut nici măcar curiozitatea să vadă ce este în acel aparat? Absolut. Să nu credem că ei sunt niște criminaliști care investighează cumva obiectele furate, să îndepărteze din aceste obiecte orice elemente care ar putea să incrimineze. Nu. Ele sunt obiecte de trofeu pe care le păstrează pentru că le vor folosi sau le vor valorifica sau pur și simplu se vor bucura de ele când vor dori. Am stabilit că victima, la 2 ani de zile de la înhumare, mai prezenta urme de infiltrat sangvin pe buza inferioară, fapt ce denota o asfixie mecanică în momentul comiterii faptei. Aparatul de fotografie a fost cea mai certă probă. După efectuarea cercetărilor aici și după ce el inițial fusese arestat și condamnat în primă instanță la Hunedoara, am avut privilegiul de a-l avea client cu ghilimele în anchetă. Recunoști acest aparat? Da. E al meu. L-am cumpărat din târg, acum o lună. Acest aparat
aparține unei persoane care a fost ucisă în Maramureș. Păi, vedeți? Asta-i. Criminalul l-a văzut în târg și eu l-am cumpărat. A fost un om obtuz din punct de vedere al cooperării. Nu și-a recunoscut fapta, ba mai mult nega faptul că ar fi trecut prin Rona de Sus în ultimii 10 ani. Ori el era originar din Rona de Sus. A recunoscut comiterea faptei? Nu a recunoscut, a fost testat și cu detectorul de minciuni. Probele erau indubitabile. Fapta, a picat, bănuiesc, a picat, testul. Bineînțeles. Ulterior a făcut mai multe plângeri raportat la anchetator și la modul în care a fost trimis în judecată. Nu este nici primul, nici ultimul și cel mai mulți dintre cei care operează în asemenea mod, recidiviști fiind, fie recunosc doar parțial evenimentele, asumându-și o vinovăție cât mai slabă ca intensitate, fie nu recunosc deloc. Și cred că el face parte din această a doua categorie. S-a auzit numai în oraș că ar fi omorât pe cineva, pe dealul mic, o femeie, pe dealul mic, niște hoți. Dar nu știam despre ce-i vorba și ce... Și când ați aflat că, de fapt, cel care a comis crima este una și aceeași persoană cu cea care v-a intrat în locuință, ce ați gândit? Da, atunci cred că a fost șocul cel mai mare pentru el. A fost aceeași persoană care a fost și la noi și în casă și copilul dormea. Și putea să întâmple și lui. Ați discutat, bănuiesc, cu foarte mulți infractori care au făcut pasul de la furt la tâlhărie, pentru că a fost surprins în locuință. De la tâlhărie la omor. De ce au făcut pasul când puteau să se retragă? Cred că fac pasul tocmai pe ideea că le-a mers prima dată și nu au fost descoperiți. Vezi că nu ești prins, mergi mai departe, crezi că poți să faci mai mult, crezi că îți ține și ajungi în final să faci lucruri mult mai grave. Hei! Bună! Bună! Ah. Ia uite câte chestii mișto îți aduc. Super! Ia, ia atentă. Putem să le dăm legiria lor mei? A, da. Cum zici tu? O să bucure că te gândi la ei. Cum a reacționat iubita, prietena, concubina autorului când a auzit despre fapta de la Orăștie și de cea de la Maramureș? Ia uite ce am pentru tine. Stai, uite, ce ți-am adus. Mulțumesc! A fost oripilată, ca să spun așa. Nu și-a închipuit că omul cu care avea o relație poate să comită astfel de fapte. Nu se aștepta să facă pasul ăsta de la ful sau tâlhărie la omor. Dar ce ai? S-a întâmplat ceva? Nu. Mi-aduci ceva de băut, te rog. Mă simt un pic agitat, nu știu ce am. Bine. Știa că fură, nu știa că a comis fapta de omor, dar știa că fură și știa că a venit cu bunurile respective. Criminalul își oferea cu amabilitate serviciile, dovedind că vrea să câștige un ban cinstit. În realitate, în fața figurii amabile, se ascundea o minte diabolică. Nu trebuie să uitați niciodată că străinul pe care îl primiți în casă și despre care știți doar ceea ce el
vrea să știți, se poate dovedi un infractor. Indivizi de acest fel, care au un talent aparte de a intra pe sub piele, cum se spune, nu urmăresc decât un singur lucru, de fapt două. Ce bunuri există în locuința respectivă și cât de accesibilă este acea locuință. De aici încolo, numai un sistem de siguranță bine pus la punct vă poate salva. Numai că, în momentul în care individul reușește să pună mâna pe cheile locuinței, toate aceste măsuri devin inutile. Și astfel, doar norocul de a nu-i fi acasă atunci când el își propune să dea lovitura, vă poate salva de la moarte.